într-adevăr aproape, pentru că avem tare puțin timp încă pentru a fi împreună, dar uite că noi încă avem tare multe de discutat și nouă ne place să fim alături de dumneavoastră, ne place să vă relatăm despre ce se întâmplă frumos în Republica Moldova și discutăm cu oameni frumoși. Alături de noi este politiciana Monica Babuc. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața! Bine v-am găsit în sfârșit! Mă bucur tare mult, îmi dau seama că traficul rutier acum este absolut infernal, dar într-un sfârșit ați ajuns și la noi. Cu mare bucurie, mulțumesc pentru invitație! Albert Camus spunea că o societate fără de cultură, de fapt, nu e mai mult decât o junglă. Și noi în această dimineață chiar ne-am propus să aflăm cât de importantă este cultura și organizarea festivalurilor, vernisajelor, lansărilor de carte pentru crearea unui portret frumos a nației. Bun, sunt probabil că deja comune locurile care vorbesc despre, sau citatele expuse, așa cum a spus dumneavoastră și din Camus, Iorga spunea că un popor fără cultură este un popor ușor de manipulat și acest lucru este firesc pentru că atâta timp cât poporul nu are o viață spirituală profundă care să îi dea lui senzația de percepție, nu numai percepție, dar de conștiința valorilor pe care el le are. Așa, iar aceste valori se educă, bineînțeles, prin tradiții, prin educația de familie și prin cultură. Dacă această parte a vieții noastre nu ar exista, muzica, literatura, teatrul, bineînțeles, artele plastice, știți, Matei Vișnec, un extraordinar dramaturg și scriitor, spunea odată, extrem de inspirat, poți trăi o viață fără să citești Idiotul lui Dostoievski, poți trăi o viață fără să asculți Requiemul lui Mozart, poți trăi o viață fără să știi că zâmbetul Giocondei te poate fascina și dărui niște emoții absolut inexplicabile. Poți, dar e păcat. Iată, acest păcat ar trebui să-l înțelegem cu toții și să folosim, dacă vorbim de Republica Moldova, acest potențial absolut extraordinar pe care îl are cultura noastră. Noi, spre deosebire de alte popoare, nu avem hidrocarburi. Din păcate, nu avem gaze, petrol, nu avem minereu de fier, nu avem munte și mare, din păcate, asta nu din dorința noastră sau din voința noastră. Dar noi avem un lucru pe care nu îl au foarte multe popoare. Noi avem gena talentului. Uitați-vă pe orice palier de cultură din Republica Moldova, de la muzica populară, și începem de la maestru Nicolae Bodgros, de la maestrii frații Vasile și Vitalie Advahov, de la frații Ștefăneț, de la Marin Bunea, interpretele extraordinare. Luați muzica ușoară, de la excepționalii Zdub și Zdob cu Romana Iagupă, frontmanul lor, de la Alex Calancea, de la Carlos Dream și The Motans, care sunt ai noștri, Irina Rimes și așa mai departe. Luați muzica noastră clasică. Noi avem cei mai buni interpreți sau printre cei mai buni interpreți ai teatrului liric. Vorbesc despre Valentina Nafornița, despre Natalia Tanasiciuc, despre Igor Andrei Jelihovski, despre Mihai Dogotar. O sumedenie de reprezentanți ai culturii. Nu mai vorbesc de teatrul nostru național. De ună zi s-a finalizat reuniunea teatrelor naționale românești și foarte multă lume îmi spunea, zicea, domnule, teatrul în România este extraordinar. Teatrul național, teatrul de la Cluj, teatrul de la Târgu Mureș, de la Iași, de oriunde. Dar când venim la Chișinău se întâmplă o magie, pentru că actorii de aici au reușit să absoarbă într-o simbioză fantastică cultura europeană, în primul rând cea românească, tradiția românească de teatru, și cea slavă care este bine cunoscută în întreaga lume. Iată, această simbioză a dat minunea teatrului național. Prin urmare, noi trebuie să absorbem, să folosim tot ce este bun și frumos în cultura noastră, pentru ca să creștem ca popor, pentru ca să ne cultivăm valorile și pentru ca să existăm ca oameni. Chiar ieri am zis să nu lipsesc de la Bienala Artei Decorative din Republica Moldova, care se desfășoară, apropo, la Galeria Brâncuș. Așa. Și intrând în sală, era ora 4, deci departe de închiderea încă, nu era nicio persoană acolo. Și mă gândesc, după atâția ani cât Bienala a fost lipsă din cauza pandemiei, e păcat să nu te duci acolo, să vezi tapiseriile Ecaterinei Ajder și a lui Andrei Negură, să nu vezi compozițiile ceramice ale Tamarei Grecu sau a lui Valeriu Vânaga și multe, multe alte lucruri care
odată ce te oprești lângă ele, eu spuneam când am ieșit, reflectam în mintea mea și mă gândeam, zic, mi-au scăldat văzul și mi-au încălzit sufletul cu lumină. Iată, asta ne dă cultura și acest lucru este indispensabil vieții noastre. Și ar fi păcat, vorba lui Vișnex, nu le folosim. Da, doamna Băbuc, aș vrea să vă întreb, dacă tot discutăm despre faptul că avem oameni foarte talentați și e adevărat acest lucru. Bine, ei fac parte dintr-o categorie specială. Ei sunt oameni cu un har de la Dumnezeu. Așa este. Dar populația Republicii Moldova este plină de har și ea. Așa. Dar e însetată, e dornică de a participa la astfel de evenimente? Să știți că sunt încrezută să vă spun că da, pentru că am urmărit și în anii mei de mandat destul de lungi. Așa. Cum unele inițiative care nu aș vrea acum să par nemodestă, dar așa a fost, de exemplu, inițiativa care a însemnat Târgul Național al Covorului, Covorul Dorului, lansat la inițiativa mea și din dragostea mea pentru scoarțele noastre moldovenești în anul 2014, a prins o anvergură, o asemenea anvergură că festivaluri dedicate covorului au început să se desfășoare în foarte multe localități din Republica Moldova. La Clișova Orhei, la Mihăileni Râșcani, la Hădărăuți Ocnița și în multe alte locuri în care lumea a reacționat atât de emoțional, amintindu-și de toată comoara ascunsă undeva acolo. În afară de aceasta, uitați-vă la aceste festivaluri, apropo, pe care în anumite momente unii oameni criticau, dom'le, dar ce să facem noi? Festivalul Tomatei, Festivalul Prunii, apropo, Festivalul Prunii dedicat sau declarat nu de mult Festival Național. Să știți că nu am nimic împotrivă, din contra, cred că susțin acest lucru, pentru că orice cultură agricolă, dar mai ales prunele, care încă din vechime, prunele uscate, erau exportate de aici, din teritoriile noastre, în toată Europa, sunt legate de dezvoltarea inclusiv materială și spirituală a noastră. De aceea, Festivalul Prosopului, a covorului, a costumului popular, a arhitecturii vernaculare, a ce vreți dumneavoastră, doar să ne amintim și să ținem minte de tot ce a creat poporul nostru, e minunat. Și pe final vreau să vă întreb cât de importantă este susținerea acestor oameni care își doresc să inițieze anumite activități culturale sau să demareze anumite inițiative de bun augur pentru tradițiile noastre, pentru poporul nostru. Este absolut importantă această susținere și bineînțeles că misiunea le revine autorităților publice, atât celor centrale cât și celor locale. Vorbesc aici de Ministerul Culturii în primul rând, dar nu doar de Ministerul Culturii, pentru că și Ministerul Finanțelor și Guvernul și autoritățile publice locale, vorbesc de consiliile raionale, trebuie să fie conștiente că orice investiție în cultură, în restaurarea unui monument de arhitectură, în reparația unei case de cultură într-o localitate, înseamnă, de fapt, un supliment la aceea că localitatea va înainta și din alt punct de vedere, economic, social, din toate punctele de vedere, fiindcă cultura este cea care impulsionează viața noastră către bine și către frumos. Cu siguranță este un vector catalizator. Dacă n-ați descoperit dumneavoastră dragostea față de tot ce înseamnă valorile de identitate națională, pentru că atunci când erați ministra Educației, Culturii și Cercetării, era cumva evident că o să participați la aceste evenimente, dar vedem activitatea dumneavoastră și pe rețelele de socializare, sunteți prezentă la practic toate evenimentele culturale. De ce sunteți o promotare a acestor activități și evenimente? Lucrurile astea vin întotdeauna din familie, din educația pe care ți-o dau părinții. Cineva spunea că un tânăr părinte îi întreba pe un mare pedagog și psiholog, cum să-mi educ copilul? Uite, am un preșcolar și ar trebui deja să încep să-l educ. A zis că cam târziu a început deja la preșcolar. Educația unui copil trebuie să înceapă încă în burtica mamei. Și, bun, este o expresie cumva spusă, dar modul în care trăiește familia, ce face ea. Părinții mei au mers la teatru. În clasa a treia, eu am primit primul abonament la Teatrul Național
pe atunci Alexandru Pușkin și l-am vizitat până în clasa a 10-a. Împreună cu ei mergeam la, nu doar la spectacolele teatrului de păpuși licurici, dar la recent deschisul atunci Palatul Octombrie, actualmente Palatul Național Nicolae Sulac, la tot felul de concerte ale artiștilor din Republica Moldova și din afară. Împreună cu ei de mânuță am călcat pentru prima oară pragul filarmonicii. De acolo și de la atenționarea la radio, la televiziune, a celor mai mari mostre ale culturii noastre, vine un virus care, implantându-ți în sângele tău, rămâne cu tine pentru o viață. La mine s-a întâmplat așa. Și e o istorie motivațională pentru toată lumea, doamna Babuc. Vă mulțumim din toată inima că ați reușit să ajungeți la emisiunea noastră. Mulțumesc și eu și îmi cer scuze că am întârziat din cauza ambuteiajelor. Important este că am reușit să abordăm acest subiect.